Deci e un an fast pentru lecturile noastre bune, lecturile care adunate la o dată ar da un întreg al scrisului românesc. 80 de ani, dar despre Simeon Filipe, care ar împlini peste niște zile, peste vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, 70 de ani, o să vorbesc un pic mai târziu. Avem în față foarte multe cărți recent apărute. În primul rând, Pongraț Maria, un volum de novelă, un profesionist al scrisului care își trăiește bucuria de a fi prezent și în maghiară și în română, Böser Meni Zoltán, tradus de doamna Ildikó Farcă, cu 2 cărți dintr-o dată. Vine domnul Schinteie, voci din cetate, un volum de interviuri, tot George Schinteie, clepsidra de cuvinte, poezii. Sunt multe cărți ale ultimului moment literar despre care trebuie să vorbim, dar înainte trebuie să vedem cum aniversăm pe domnul Simeon Dănilă. Ieri am vorbit cu un filozof la telefon care îmi spunea că a primit de la el prin e-mail ultima traducere, ultimul volum din Nietzsche, prin e-mail, o să iasă când o să iasă. Va explica domnia sa, dar sub fascinația lingvisticii bănățene este o carte care înseamnă mult și pentru înțelesurile Banatului. Sunt studii de antroponimie și sunt implicări în eminescologie făcută de un profesionist excepțional care într-adevăr se leagă de lingvistica bănățeană. De asta mulțumesc domnului profesor. Că e cu noi aici. Firește că felul în care lugojul cultural se afirmă în ultima vreme mi se pare cu totul extraordinar. Banatul și actualitatea literare sunt două reviste complementare care vin să evoce și întregul literaturii române cu colaboratori neobișnuiți, întotdeauna foarte vii. Și Banatul cu o bună înțelegere a evenimentelor bănățene și cu niște colaboratori care se ocupă de Banatul adânc, al muzicii, al culturii, al devenirii lui. Mă bucură că există și câțiva timișoreni care definesc aceste reviste. La actualitatea culturală există un critic care e și poet, și un cititor de literatură, uneori partizan, dar mereu bine așezat în cultura
română vie, domnul Remus Giorgioni. Domnul Remus Giorgioni care vine cu câteva cărți, o carte de dialoguri. Dacă e aici, o să vă povestească domnul Giorgioni despre ea, o carte de filozofie religioasă. Aveam nevoie de un specialist care să scrie despre ea și o carte despre poezie. O carte care adună toate poeziile domnului Giorgioni, care evocă un poet de-a lungul unui timp al culturii. Mă bucură că este cu noi domnul Dan Florița Seracin. Este un scriitor, un cărturar, un traducător de cursă lungă. L-am citit această a 8-a treaptă. Sper că există cititori care în ultima vreme s-au specializat în proza domnului Seracin. Trebuie să înțelegem că de la o anumită vârstă nu mai există doar cititori, trebuie să existe specialiști în această zonă a literaturii. Am citit cu foarte mare interes publicistica domnului Cristian Ghinea, dar și eseurile domniei sale, dar și dialogurile domniei sale. E un comentator de literatură foarte bun, așa cum e comentator și lider a Banatului, doamna Weimar. Dar Lugojeanu, cel mai Lugojeanu deocamdată dintre noi, domnul Nistorescu, ziceți câteva cuvinte despre fiecare, așa la repezeală? Nu poate că sigur, Lugojul este un spațiu care are o istorie culturală la care modernitatea se măsoară deja în secole. Invitații de astăzi exprimă ultima generație a acestei istorii și îi așez în termen de istorie culturală, pentru că ei și-au asumat întotdeauna elemente de genul tradiției, continuității, solidarității de grup, deschiderii către celelalte spații culturale din regiune, din țară și din afara ei. Sunt foarte multe lucruri de spus despre fiecare dintre ei. Aș începe cu domnul Liviu Petru Bercea, care a devenit pentru mai bine de un deceniu lugojan și a contribuit major la redefinirea acestei comunități, inclusiv printr-o dimensiune analizei critice pe care a adăugat-o grupării lugojene literare. Este aici domnul Simeon Danilă, care astăzi ne face plăcuta surpriza lansării unei excepționale cărți de filologie și care chiar depășește această dimensiune. Este deja menționatul Remus Valeriu Giorgioni, un poet și un să-i spun eseist al literaturii creștine, foarte vital, foarte inovativ în discursul pe care îl practică. Este sigur bunul prieten de aproape jumătate de secol deja. Ne leagă și o prietenie dincolo de partea culturală și o colegialitate mai profundă. Scriitorul, prozatorul, eseistul și jurnalistul Cristian Ghinea, Adriana Weimer, cu
în special cu, cu o poezie profundă, de avea cred că un primul sau al doilea, al doilea volum să-l intitula chiar atare, chiar în acest volum. Laureana, doamne, este? Nu, este aici reprezentat prin volum. Sigur, că, dar este prezent prin... Da. Vorbim de o grupare, repet, extrem de, de solidare, cu o capacitate de expresie foarte diversificată, care, după cum o mărturisesc și cărțile de aici, după cum o mărturisește și, a, și acest fenomen jurnalistic, cultural, după știința mea solitar în, în țară, în care o municipalitate și-a asumat publicarea, susținerea unei publicații culturale lună de lună, nu prin intervenția din instituții culturale centrale, ci direct, și care a putut să-și configureze o, o realitate vie, dinamică, pe care l-a avut cultate și care s-a manifestat în mod consecvent alături de gruparea Timișoreanu și împreună cu ea în spațiu cultural mai larg. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Nistorescu, pentru niște accente, pentru niște accente importante. După cum vreau să-i mulțumesc domnului Vasile Frățile, care de 50-60 de ani cred că îl cunoaște și e în dialog cu Simeon Tănilă, o carte în care e și ce înseamnă Lugojul, ce înseamnă numele Lugojului, ce înseamnă numele Bănățene. Domnul Vasile Frățile le știe la fel de bine ca... Nu Vasile Frățile. La fel de bine ca Vasile Frățile. Nu crezi ca Simeon Tănilă. La fel de bine ca vecinul lui. Vecinul prin dreapta. Domn profesor. Da. Mă bucur să fiu astăzi aici. Cu ocazia lansării acestei cărți minunate a prietenului și colegului meu, Simeon Tănilă, care, așa cum a s-a zis, nu peste multă vreme, va împlini 70 de ani. Pune această carte, care reflectă dragostea din tâi pe care nu a părăsit-o, deși s-a îndreptat și spre literatură, de traducere, spre eseuri și alte domenii. Simeon Tănilă a rămas consecvent acestei dragoste pentru lingvistică în general, pentru dialectologie în special, este printre studenții din filologia timișoreană, printre primii care au realizat cateză de licență cu o monografie dialectală asupra graiului din satul natal, din Bedins. Ne amintesc cu câtă pasiune s-a oprit asupra acestui subiect, cum a cercetat din adâncime graiul și cum a scotocit peste tot pentru a dămuri numele localității sale, mergând până prin intenția lui Bedins, o națiune cu toată. De până la urmă, nu numai asupra Bedinsului sau cu versare, asupra numele Bedinsului, ci asupra tuturor numelor de locuri din Banat, care sunt derivate cu sufixul Ins, un sufix de origine slavă, un plural, Inat, pluralul acesta, și apoi un alt sufix, Ovici, care se găsește în primul rând în antroponie. De aici, pasiunea apoi, aș spune, o obsedantă pentru numele marelui nostru gen, Nerei, Eminescu, Naste, Nastru de Naste, Eminici. Sigur,
este această o pagină extraordinară pentru cultura noastră, pentru lămurirea originii lui Eminescu, care a fost făcut în diferite feluri, atât nații, cât mai multe nații, a fost Ocnean, a fost Slav, a fost toate. Bănățeană, dacă eu te-am iarnă, a fost Suca, pe care ne-a părăsit dacă o scuză pe turta lui. Ceea ce o să vedeți câtă știință este aici, mi-amintește de ceea ce spunea Sextil Pușcaru, în necrologul scris la moartea lui Nicolae Drăganu. Nicolae Drăganu a fost profesor la Universitatea din Cluj, deci din prima generație, și ne-a dat o lucrare fundamentală României în veacurile 9-14 pe baza toponimiei și a onomasticei. Prin onomastică înțelegea antroponimia. Această carte foarte valoroasă și destul de masivă a luat naștere pornind de la o recinzie pe care Drăganu o făcea unei cărți unei maghiar. Și ea aducea o serie de argumente în privința aceasta continuității și avea fișe. În ședințele săptămânale ale Muzeului Limbii Române din Cluj, care aveau loc întotdeauna marți de la ora 6 după masă, deci până la 8, Drăganu, luați cuvântul, s-a așezat, spune Pușcaru, lângă sobă și din geamantanul de fișe pe care avea, scurtea pe până și citea toate argumentele asupra unui termen pe care îl discuta sau asupra unui nume pe care îl discuta, chiar și atunci când ele erau foarte evidente. Aceasta numai pentru a arăta pasiunea și râvna cu care își căuta argumentele. Când îi se reproșea câte ceva, el care nu era foarte prompt în a răspunde, venea la ședința din săptămâna următoare cu alte fișe în care avea argumente noi și mai ample decât cele dinainte. Acest lucru îl face prietenul nostru și îl felicit pentru lucrare. Mă gândesc mai ales la numele Lugojului, la numele lui Eminescu, dar sunt și alte lucruri deosebite care îi aparțin, sunt originale. Tot ceea ce scrie aici este original și se oprește asupra altor nume și de scriitor, dar și nume de locuri pe care le rezolvă în mod strălucit. Vă mulțumesc, cred că mai mult nu e nevoie să spun. Vă mulțumesc. Sigur că atunci când o să-l aniversăm pe domnul Simeon Danilă, o să îl invităm din nou să vorbim și despre Nietzsche și despre fascinația lingvisticii bănățene și despre ce înseamnă Pelinț în geografia literară. Și pe domnul Cătile vorbească mai mult atunci. Mai rog legăruri, cât e de mare, nu am spus, dacă mă opresc, dacă Drăganu și din cuviști. Adevărul e că a pomenit niște nume de savanți, niște oameni de știință pe care, din nenorocire, îi uităm sau îi privim de sus, personalități uluitoare prin probitate științifică, prin devotamentul față de cultură, de la Drăganu, la Bogdan Duică și invers. Pentru lugojeni și alături de lugojeni în ultimii... Așa nu spun să vedeți că bibliografia aceasta, singurele alea, Breghelă și bibliografia, cuprinde 30 de pagini acestea masive. Deci nu așa, deci a parcurs absolut tot.
ceea ce se putea face în legat de termenul. Pentru Lugojeni și alături de Lugojeni a fost în ultimii 20 de ani ca nimeni, domnul Lucian Alexiu, îmi pare rău că n-a venit la masă. Domnul Alexiu. Mă simt bine oriunde aici. Fără să doresc neapărat să caut pe pensoare, mă întrebam cum se va descurca domnul Ureanu cu ședința de astăzi. Totdeauna se descurcă, nicio problemă, am observat. Când niște personalități care meritau să fie pe cont propriu aici, au venit oareși cum la pachet, la Pluton. Iată, dacă sunt sub semnul aniversării, comemorării lui Nichita Stănescu și sub semnul cărții, sigur, se poate chipui și o asemenea întâlnire. M-a mirat puțin faptul că domnul Simeon Danilă a ales să prezinte o carte de lingvistică acum. Putea să prezinte împreună cu ultimul volum din opera Antuma a lui Nietzsche, volumul al șaptelea. Probabil că situația asta, lansarea volumului se va petrece la Reșița, în cadrul Zilelor Culturii Germane, poate și la Lugoj. Domnul Danilă este binevenit oriunde, el reprezintă oricum și la masă și altminteri grupul Belințean. Este o subunitate a grupului lugojean, care este o parte a grupului timișorean, dacă ne place să ne jucăm cu cuvintele. Nu știu ce trebuie să spun despre domnul Danilă ca să fie nou. Am tot marcat felurite momente legate de apariția volumelor lui Nietzsche. Ceea ce face domnia sa este extraordinar. Este extraordinar pentru cultura română și pentru tradițiile culturii române, ce a însemnat Nietzsche pentru scriitorul interbelic și nu numai, știm mai mult sau mai puțin cu toții, ce va însemna Nietzsche și prin osânzia domniei sale pentru generațiile actuale și cele care vor veni, este cu totul altă poveste. Cu Nietzsche ne aflăm în cultură, ne aflăm pe un teren al reflecției fundamentale despre om, despre existență, despre umanitate. Nu că am eu bănuială, am aproape o certitudine în urma discuțiilor cu domnul Danilă. Opera lui Nietzsche trebuie tradusă de un singur om. În grup ar trebui să se informeze unul pe celălalt, pentru că sunt lucruri care sunt sintagme, sunt lucruri repetitive în ceea ce a scris Nietzsche și un om trebuie să controleze la nivelul traducerii, sigur, absolut totul. Deci ceea ce face domnul Simeon Danilă, care are șansa și am și eu șansa, sigur, de a oferi studiosului universitar, cercetătorului român și unui public mai larg singura ediție avizată, singura ediție științifică existentă astăzi. Cred că așa vreo 50 de ani putem să fim liniștiți. Nietzsche tradus de Simeon Danilă va fi carte de referință, carte de referință pentru toți cei care știu ce este filozofia germană și ce în România, sigur, și pe care se apleacă asupra unor personalități marcante. Îmi vin mereu cereri de volume din Nietzsche care s-au epuizat. Sunt cercetători în zona universitară care își fac doctorate, sunt oameni care își dedică viața chiar studierii lui Nietzsche. Lucrurile pornesc și vor porni de acum încolo, în mod cert, de la această ediție pe care o realizează domnul Simeon Danilă. Sigur, și eu îi urez, așa cu anticipație, la mulți ani. Nu o să ezit să o fac și atunci când este momentul, mai sunt câteva săptămâni. Tot așa cum n-aș ezita să-i spun și domnului Dan Florița Seracin, la mulți ani, domnule Seracin, a trecut 9 ianuarie, ați împlinit și dumneavoastră o vârstă frumoasă și mai ales ați sărbătorit cu acest volum împlinirea acestei vârste și rotunjirea unei opere, așa cum și-o doresc mulți.
ultimele trei romane publicate de, de domnul Dan Florița Seracin reprezintă un ciclu. Este o, o construcție nu numai ambițioasă, dar și foarte frumoasă. O construcție care îl vizează pe filolog, pe literat, pe criticul literar. Nu e nevoie neapărat să fie chiar specialist în domnul Dan Florița Seracin, să fie specialist cât de cât în literatura română și să aibă răgaz să parcurgă cât mai mulți scriitori importanți. Este ceea ce a reușit domnul Dan Florița Seracin să facă în ultimii 10 ani, ciclul romanesc pe care l-a publicat, trei romane, în ultimii 7-8 ani, 10 ani, este o construcție reprezentativă pentru proza românească, pentru prozatorul pornit dintr-un anume timp al literaturii române, un timp al literaturii române, mă refer la secolul trecut, poartă marca acestui timp, ceea ce nu în ultimul rând înseamnă cultură, este un autor care vine din cultură, care vine din istorie, care vine dintr-o plăcere și o, a povestirii și o știință a construcției romanești, care reprezintă o generație prestigioasă. Care vor fi ierarhiile în această generație este cu totul altă poveste. Îi așteptăm pe cei de mâine care vor scrie despre timpul prin care noi am trecut. Iată, ultimul volum a apărut aici, înseamnă o antologie de proză. Ceea ce fac mulți colegi în acest moment este să revadă cărți mai vechi. Este o antologie de proză scurtă, nuvele, povestiri pe care autorul le-a publicat încă în urmă cu, deci, în ultimii 30-30 și ceva de ani. Este bine că se întâmplă așa, este bine ca amprenta autorului să rămână asupra unei ediții care poate să fie o ediție critică, să zicem, și este această carte revăzută, adăugită, rescrisă în mare parte cu un adaug de 5 texte, 5 proze în noi. La mulți ani, domnule Seracin și dumneavoastră. Spuneam că nu doream neapărat să caut fete în soare, și ceilalți colegi ai noștri meritau, sigur, să fie prin ei înșiși, și nu într-o manifestare colectivă. Domnul Cristian Ghinea chiar a beneficiat, cartea domniei sale a fost și premiată, a fost și lansată aici, a fost lansată la Lugoș, pe la Herculane și prin alte locuri. Domnia sa, pentru mine, sigur, este un coleg extraordinar care are răgaz să scrie și despre cărțile noastre. Mai mult decât atât, eu zic că este și trebuie să devină cu fiecare zi care trece sau cu fiecare deceniu care trece, dacă rămâne în zona publicistică a jurnalisticii, trebuie să devină unul dintre prozatorii importanți pentru spațiul nostru. Se ilustrează, sigur, și într-o literatură care pornește uneori din istorie, pornește din cunoașterea unor realități locale, se ilustrează și într-o literatură vecină SF-ului, o literatură, să zicem, cu o amprentă, în care amprenta fantasticului și a parabolei este întotdeauna vizibilă. Cartea care a fost aici menționată, sigur, este o carte în care ne regăsim mulți dintre noi. Sunt recenziile domniei sale publicate în câteva reviste din țară. Sunt recenziile pe care le regăsim uneori și pe internet, pentru că este o personalitate dinamică și se află și în zona aceasta a internetului. Cam atât despre domnul Ghinea. Despre Remus Valeriu Georgioni, ca să zic așa, numai bine, îi știu cărțile de până acum vreo 3-4-5 ani, adică 4-5 ani. Nu am văzut ultimele două volume apărute. Dacă am înțeles bine, ar fi vorba și de un volum care mărunchează publicistică sau interviuri realizate împreună cu regretatul nostru coleg Buiciuc. O altă personalitate
și Lugojeană și un alt coleg pe care l-am simțit mereu alături de-a lungul vremii. Îi știu poezia domnului Georgion, îi știu tentațiile moderniste, postmoderniste, dorința sa de a se alinia cu ceea ce se întâmplă în poezia mai tinerilor noștri confrați. Dincolo de aceasta, știu și proza, am citit cel puțin o carte de proză. Domnia sa este un spirit foarte deschis, curios în ceea ce privește lucrurile care se petrec în literatura română la cele din jur. N-aș putea să spun cum arată volumul acesta, care am înțeles că e unul antologic de poeme. Dacă era domnul Lodoaba aici, am înțeles. Dacă era domnul Lodoaba aici, avea și el un volum antologic, de acela era vorba. Depinde foarte mult cine face volumul, depinde ceea ce rămâne într-un volum, depinde dacă autorul știe să pună un aparat critic la sfârșitul acestei cărți, pentru că numai așa știm despre ce vorbim, despre lumea prin care, lumea critică, să zicem, a criticii prin care autorul a trecut și care l-a validat. Îi felicit pentru prezența aici. Noi ne întâlnim mereu ba la o cafea, ba la o lansare. Așa este doar o nouă întâlnire. Așa, oricum, ce trebuie după mine să considere fiecare scriitor. De aici este că fiecare este o personalitate care se reprezintă pe sine, o grupare în măsura în care trăiesc într-o zonă și în care au un dialog și au un subiect comun de dezbătut. Dincolo de aceasta, fiecare scriitor este o personalitate și trebuie să-și acorde și trebuie să-i se acorde atenția cuvenită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru felul în care a subliniat prezențele colegilor noștri. Aștept mai mult alții de colegii săi. Văd în pasajul discret, recenzii despre Laurențiu Nistorescu, Dana Angel, recenzii foarte importante despre Dana Nicoleta Popescu, uneori autorii Radu Pavel Gheo, Constantin Boicioc, Livius Petru Bercea, Mircea Mihăiuș și așa mai departe. Are și în această carte și în celelalte cărți o cuprindere deosebită, o recenzie foarte frumoasă despre Viorel Marineasa. Domnul Marineasa, vă mulțumesc că ați venit. I-ați cam spus foarte distanțat de ei, pentru că sunt născut la Coșterii, statul Țipar, deci sunt clasă lugojean, prea. Dar realitatea e că mă leagă și o prietenie veche cu majoritatea dintre ei și există mai mult decât atât, există un spirit afin, deci un spirit care ne leagă. Aș începe prin a spune că în Lugoj există două importante reviste de cultură, ceea ce e meritoriu, chiar dacă ele se mai rotează una pe alta, dar așa se întâmplă când cumva spațiul se umple excedentar, poate, și poate mai funcționează și anumite lucruri, dar asta o știu ei mai bine, nu aș vrea să stric în momentul ăsta deosebit. Ce să spun? Aș începe cu Remus Valeriu Georgioni. Întâmplarea face că i-am recitit unul din romanele pe care el l-a rescris și pe care vrea să-l facă atât de bun încât să
însemne mult mai mult în literatura neromână. Este un roman și provocator într-o anumită măsură, nu știu dacă a mai fost abordată această temă la noi. Este vorba despre oamenii care muncesc în construcții în Statele Unite ale Americii. O carte de-a dreptul fascinantă prin lumea pe care o descoperă odată și prin construcția acestui roman, cât și prin stilul autorului care reușește să prindă un soi de langaj româno-anglo-american plin de sugestii. Este lumea aceasta a oamenilor care fug pentru până la urmă pentru a-și pune familiile într-o postură materială mai bună și care fac niște sacrificii imense, nu numai pe plan fizic, ci care de multe ori capătează psihic și așa mai departe. Sunt convins că va ieși acum la a doua mână o carte și mai bună, deși ea era de remarcat și în prima fază în care se găsea. Despre Cristian Ghinea ce să spun, el pe lângă calitățile cunoscute de cronicar se remarcă și prin gazeteria de înaltă clasă pe care o face și prin prozele pe care le scrie. Sunt acele proze care recurg de multe ori la experiența aceasta gazeterească și care lui ies foarte bine. Simeon Danil, cum s-a zis, în primul rând îi datorăm lui Simeon Danil quasi integrala a Nietzsche, nu știu cât mai ai din ea, mai e până la capăt, mult? La capăt mai este foarte mult, dar dacă țin cont de cât mi-a fost birou de evidența persoane pe cartea de identitate, ar fi 2068, de 2068. Nu, dar să nu fim pesimiști. Nu, 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 niște traduceri pe care le-aș făcut pentru editura pe care o reprezint și care o poartă la amprenta lui Achidiei lui. Și de asemenea preocupările lui legate de această poezie scrisă în Grai Bănățean, unde a lucrat cu Cornel Ungureanu și cu Viorel Moldureanu la parametrii maxim. Deci au stors cam tot ce s-a putut din acest domeniu care eu știu cumva pendulează între literatură și pictoresc. Aș mai spune despre Adriana Weimer ceva, o poetă de o extraordinară de sensibilitate și mă bucur că a fost confirmată în
scriitorilor, dar și un suflet mare, un element de echilibru în viața culturală al Gojului. Și poate chiar și a Timișorii. Da, omul bun la toate lucrurile pe care alții nu vor să le facă și pe care totuși trebuie să le rezolvi în momentul în care vrei să scoți o revistă culturală sau vrei să ai niște lansări ca lumea în oraș. Îmi pare rău că nu e Lucian Lodov aici și mai ales îmi pare rău că nu e Dorin Murariu aici, un excelent critic literar, un om de o mare seriozitate și care cred că este, ar trebui să fie foarte important pentru critica nu numai din această parte a țării, ci pentru critica literară la nivel național. Îmi pare rău că despre domnul Dan Florița Seracin nu am suficiente referințe, am văzut doar niște fragmente ce văd foarte bune în presa culturală și nu pot să vorbesc mai extins. Sigur că sunt și alți oșeni care probabil că acum ne scapă. Mă gândesc cu tristețe la faptul că a dispărut Constantin Buciuc în plină forță creatoare și a dispărut și Ioan Ardeleanu, la fel și ce mai sunt. Sunt forțe în Gorj comparabile cu, eu știu, cu alte orașe mult mai mari și cu pretenții teribile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru felul în care ne-am amintit de niște oameni care au făcut forța culturală a Lugojului. Mă rău că pe afiș nu e domnul Livius Petru Berța. Întotdeauna am avut senzația că e o autoritate lugojeană atât de importantă încât nu trebuie așezat. Însă adevărul e că a scris și îi știe atât de bine pe cei din Lugoj, încât vă mulțumesc că ați venit. Domnul Bercea. Eu de obicei sunt o prezență ușor mai discretă într-un peisaj așa un pic exuberant, și de asta mă cam păzesc să iau cuvântul acum, fiindcă am fost provocat, invitat, nu provocat, bine, atunci dacă luați sinonimul așa, luați acea sinonimul acția. Aș vrea să caracterizez cumva întâlnirea de astăzi ca un fel de, să zic așa, maraton de Paște al lugojenilor. Îmi pare foarte rău că nu sunt mai mulți dintre ei aici și chiar dacă i-aș lua la pachet, cum a zis domnul Alexiu, aș putea spune că despre majoritatea dintre ei am scris, și despre doamna Weimer, și despre Cristian Chinea, și despre Giorgioni, căreia nu i s-a relevat aici o latură a activității pe care ar vrea să o scot în relief. E vorba de comentariu religios. A scris o carte absolut formidabilă despre un comentariu, de fapt, la cartea lui Iov din Biblie. Mă scuzați de o paranteză, am căutat specialistul, am dat-o la câțiva. Era nevoie, totuși, de o simetrie a înțelesurilor. Trebuia să ne scrie cineva care, totuși, ar
îi vă rog să intre în dialog cu această carte. Mă scuzați de întrerupere. Eu am scris chiar despre cartea lui Iov și s-a publicat la Piatra Neamțului un fel de recenzie mai dezvoltată. Am scris despre Laurențiu Nistorescu, nu l-au, n-a fost amintit aici, deși este și el una din personalitățile care acum se timișorenizează. Am scris despre Cristian Ghinea. Din păcate n-am scris despre Dan Florița Seracin și despre Simeon Dănilă. Aș vrea să spun un singur lucru. Cristian Ghinea este un om care și-a ratat profesia, nu vocația. Vocația și-o împlinește profesia de inginer și-a cam ratat-o. Domnul Dănilă trebuia eventual să fie coleg la Academie, dacă nu mă înșel. A preferat să se ducă înspre Lugoj, s-a oprit undeva mai în apropierea Lugojului și s-a așezat. N-a încetat însă să se bucure, să zic așa, de dragostea din tâi, de dialectologie, așa cum a spus și domnul Frățilă. Cât privește cărțile domnului Seracin, am citit până la ultima carte, până la această antologie, am citit tot. Și aș vrea să vă spun că este un scriitor extraordinar de profund și un om cu resurse nebănuite de la o carte la alta. Fiindcă de la o carte la alta schimbă tonul. N-aș vrea sau n-aș fi în măsură decât să-i felicit acum pe toți și să le spun că climatul cultural al Lugojului, fără reviste și fără ei, n-ar mai fi ceea ce năzuiau odată să fie lugojenii, adică un fel de capitală culturală a Banatului. Poate că nu este chiar capitală culturală a Banatului, dar în orice caz tinde spre așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Sigur că problema capitalelor începe să fie atât de încurcată acum încât nu mai știu cum o să le descurcăm. Sigur că domnul Giorgioni este din multe puncte de vedere un scriitor dificil, după cum este un creator de revistă și de momente publicistice, aș spune, extraordinară, calitatea literară e o revistă vie, evident enervantă uneori, dar tocmai prin faptul ăsta este o revistă foarte vie. Volumul de dialoguri realizat împreună cu regretatul Constantin Puiciu e cu totul neobișnuit și e deținut minte pentru ce înseamnă a Lugojul capitală culturală a Banatului, domnul Giorgioni. Vă rog. Cunosc în această învinuire, am să încerc să mă concentrez la maximum pentru că s-au spus destul de multe despre noi aici. S-au spus totuși atât de puține că ar trebui să depășim cu mult timpul afectat pe întâlnirii. Vreau să vă spun că adevăratul critic al grupării noastre a fost, cum s-a spus, regretatul Constantin Buiciu, cel care și-a dorit foarte mult această carte. E o carte pe care am făcut-o singur, dar interviurile le-am făcut împreună. Am făcut câteva pentru România Literară, pentru Banat, pentru Actualitatea Literară, ultimul făcut în tandem și publicat după moartea lui a fost cu domnul Iodul Dulcu și publicat în martie anul trecut în Actualitatea Literară. Are trei secțiuni, una comună și două independente. Mai am ceva exemplare la dispoziție. Această carte despre Iob este, cum să vă spun, o încercare de plasare a cărții lui Iov în rândul celorlalte cărți biblice și oarecum în contextul literaturii universale, mai palid, pentru că eu nu sunt un specialist, nu este un studiu academic, nu este o carte de filozofie religioasă, cum s-a spus aici, ci este un eseu poetic pe care îl putea citi oricine,
Eu vreau să vă spun că sunt foarte dezamăgit de ecoul pe care l-a avut cartea, cu toate că a fost propusă de niște scriitori pentru cartea anului 2011 la Contemporanul, de domnul Lazu și doamna Magda Osache, dar n-au citit-o, încă n-au citit-o nici măcar toți prieteni. Mai este o carte, o antologie pe care vreau să vă arăt, pentru că am puține exemplare, Pisarul și Sfântul, o antologie scoasă la Opera Omnia, scoasă, nu, la Tipo Moldova, în colecția Opera Omnia, și aflu zilele acestea că s-a făcut o antologie din cei vreo 200, al meu este 126 volumul meu, cam vreo 200 cât ori fost, s-a făcut o antologie din toți autorii, cu câte 5 bucăți din fiecare, mai multe limbi, o carte foarte scumpă pe care sunt sigur că n-am să-mi pot permite să o cumpăr, bine că măcar că am aflat de ea. Cam atât ar fi de spus despre mine, de mine însă, pentru că s-a spus prea destul aici. Atâta doar vreau să accentuez și să revin că nu mă recunosc în postura de critic, am o rubrică de semnal editorial, uneori mai dezvoltat. De exemplu, în ultimul număr din Actualitatea pe care nu mai văd pe aici, numărul 30, asta înseamnă exact 2 ani și jumătate de apariție la suprafață, au mai fost câțiva ani în format electronic, în care îmi permit să-l fac poet pe domnul Ion Marina Măjan, pentru că a debutat și poezie. Și într-un context acolo. Gianni, ascultați ce spune profesorul Răcilă. S-a făcut singur poet. Singur. Nu, eu l-am gândit atunci. Bine, atât am avut. Mulțumesc. Cornel, dacă îmi dai voie. Domnule, suntem aici în Banat, da? Mă înțelegi că subiectul este Oni. Nu, Oni, asta este cum se scrie. Și avem aici doi scriitori, o doamnă, Anca Murariu și Mihai Murariu. Sper să nu îi spuneți Murariu cum spun bucureștenii. Și cum se începe să se încetățenească. Respectați? Auziți? Da, subiectul este Oni și nu Oni. Se scrie Oni, dar este Oni. Din latinescu Oni. Doamna Marine, i-ați citit pe poeții cu Grujeni. Domnul Rujan, i-ați citit pe poeții cu Grujeni. Nu că i-am citit și i-am și premiat. Să fac pe mulțe, deci i-am citit. Dacă i-ați premiat, cel puțin pe trei și i-am citit cărțile. Deci i-am premiat, știți, și dumneavoastră s-a discutat atunci la juriu. Am citit cărțile domnului Dan Florița Seracin, sigur că ediția din Nice a lui Simeon Dănilă o am folosit-o în diferite studii, pasajul discret a domnului Dinea de asemenea a fost premiat. E foarte greu, îi spuneam domnului Almăjan, care a fost un timp director la FACLA, că acum editurile nu mai publică în colectiv volumele și noi lansăm aici în colectiv. Deci, ideea asta că să poți vorbi profund despre cineva, era bine să fie unul, doi și puteam vorbi foarte mult despre prozatorul Dan Florița Seracin cu o proză din aceasta de înaltă calitate. Ultimul volum l-am primit de la autor. E o selecție din proza scurtă anterioară cu adăugiri noi. E un prozator despre care am scris, nu umplu timpul ca să mai vorbesc. Simeon Dănilă, eu am rămas odată uimit când am auzit că la Belinț e congresul de dialectologie. A fost? Simpozion. Sau simpozion de dialectologie. Și bine, a fost de mult. Și zic, domnule, într-o localitate și cel care a atras acolo oameni de marcă a fost Simeon. Și câte altele n-au fost? Da, a fost Simeon Dănilă. Am răsfoit puțin această carte în birou la domnul Ungureanu. Sunt niște studii de competență a unui cercetător de deosebită probitate profesională. La toate simpozionele astea și alea de onomastică,
alea se țineau numai la Cluj. Da. Cel de dialectologie, simpozionul de dialectologie era itinerant. Primul a fost la Cluj, al doilea a fost la Timișoara, al treilea a fost la Iași, al patrulea și mai departe. Da, da, iar cel mai reușit a fost Iași, cel de la Beiuș, pentru că acolo era Craiul și a fost un organizator excepțional, domnul Danilă. Uite, și domnul Zagaevski, care este profesor în Basarabia, spune cuvinte foarte frumoase despre noi. Au fost basarabene aici, au fost toată floarea, toată floarea din vitre, iar și ce românești. Trei porți am tăiat și jumate de vitre. Și gata ca să împărțesc toată chestia. Deci celelalte nu le mai spune domnul. Și o stimulare a celor care creează și scriu și au ridicat atât de mult nivelul cultural al unui oraș care într-o anumită perioadă era înaintea Timișoarei și după aceea a intrat sigur în eclipsă față de Timișoara și e cam greu să ajungă, dar nu de o concurență e vorba aici, pentru că noi nu suntem împărțiți aici pe grupări, subgrupări, toți suntem scriitorii din filiala Timișoara Uniunii Scriitorilor. Suntem colegi în această filială și e o anumită colegialitate și respect indiferent de locul în care trăiești. Lucrezi, de fapt, și creezi pentru literatura română. Deci, e o întâmplare că fiecare ne-am ales locul de a trăi undeva. Închei felicitându-i pe toți cei care își lansează astăzi cărțile aici, pe cei care realizează revista Banat, inclusiv pe Dorin Muraru, că îl cunosc foarte bine și regret și eu că nu este prezent astăzi aici. E un critic de mare forță, de mare talent, are și nu știu când își publică teza de doctorat, care este o cercetare absolut inedită despre personajul literar în proza din Banat, de la Stoica de Hațe până la contemporan. Probabil că și-o va publica și el cândva, însă este un foarte, foarte pretențios și mereu mai găsește ceva să corecteze. Îi felicit, deci, pentru cărți și le doresc succes în viitor tuturor colegilor care și-au lansat astăzi cărți. Mulțumesc foarte mult. Problema colegialității mi se pare foarte bine subliniată de domnul Ruja. Mi se pare foarte important în revista pe care o patronează într-un anume fel doamna Weimar, mi se pare prezența timișorenilor care scriu mereu și care dau o densitate a revistei. Ana Nicoleta Popescu și-a publicat trei cărți aici. Amândoi cu ochelari. Despre Dana, despre Adriana Weimar, despre revista Banat, despre dialogul cu Lugojeni. Da, mai fi mare lucru de spus. Până acum, atâția oameni din cadrul revistei Banat și alături de revista Banat au spus lucruri frumoase și importante. Încât, cred că singurul lucru pe care l-aș mai putea spune ar fi bucuria mea de a mă regăsi în paginile revistei Banat sub semnul acestei colegialități de care pomenea atât de enumerit domnul Cornelu Cureanu.
Le mulțumesc scriitorilor din Lugoș și mulțumesc revistei Banat cu toți oamenii pe care îi conține în paginile sale. Mulțumesc foarte mult. Aveam bănuie la orșelău de pe Adriana Weimar, dar vreau să vă spun că întotdeauna a fost o surpriză pentru mine și o surpriză foarte plăcută felul în care își recenzează colegii și felul în care îi recenzează pe cei din preajma lui, domnul Cristian Ghinea. M-am uitat la postfață, la traversând pasajul discret. Postfața este scrisă de Constantin Buiciuc, care oricum va rămâne prin cărțile lui cu noi. Aceste cărți a domnului Cristian Ghinea ne fac să ne amintim de felul în care Lugojul cultural, dar și Timișoara culturală sunt prezenți într-o actualitate a scrisului. Mă bucur că sunteți aici, domnul Ghinea. Și eu foarte mult. Foarte pe scurt o să vă spun, cartea a mai fost prezentată chiar în acest spațiu și sunt recunoscător amfitrionilor. Este o carte cu prieteni, este o carte despre relația mea cu cărțile și este, de la urmă, un portret indirect al meu. Circulau pe internet niște imagini cu chipuri umane care erau făcute din diferite. Era un chip care se compunea din cărți. În urmă, cred că toți cei de față suntem astfel de personalități, care suntem și prin cărțile pe care le-am citit. Este o carte despre această tainică evoluție în timp. Aceeași carte pe care am citit-o de două sau de trei ori era cu totul alta, deși era între vechile ei coperte, era cu totul altă poveste pe care o înțelegeam altfel adolescenții, o înțelegeam altfel la vreo 30 de ani și o înțeleg altfel la cei 50 de ani pe care am astăzi. Foarte pe scurt, cam asta este această carte, însă Adriana mi-a spus, hai Cristi, vină la Timișoara și ia-ți ultima ta carte cu tine. Am luat-o pe asta, e chiar ultima publicată, însă este și un moment de cotitură care spune că a început să-mi vorbească foarte serios, în sensul că a trebuit să las multe lucruri pe care le fac în afara literaturii, care poate nu sunt prea importante, care consumă prea mult timp, și să mă ocup mai mult de cărți. Pentru că, până la urmă, aici este adevărata esență. Copil fiind, îmi plăcea foarte mult să mă trezeam tot timpul cu fața la bibliotecă. Indiferent unde am stat, avem o bibliotecă în față și momentul cel mai frumos al unei zile, îmi amintesc că era când lumina soarelui mă tindea prin perdele așa și începea să ia la rând fotoarele cărților pe care le și știam într-o ordine că puteam să le recit așa cum recită unii o echipă celebră de fotbal. Eu puteam să le spun așa în ingles, cum rămâne cu teatru, cele două volume, și acum, și mergea așa frumos, frumos, frumos. Și știu că era o carte care scria Scepticul Mintuit. Tatăl meu literat, ce înseamnă mintuit ăsta? Și tata îmi spunea, când o să crești tu mare, o să afli. Se pare că am făcut să afli. Mulțumesc foarte mult. Te știți pe Lugojeni încă de demult? Nu foarte de demult, te știu. În special m-am apropiat de el din Adriana Weimar, de care
mă leagă o prietenie foarte plăcută și pe niște coordonate foarte sincere. Și tot cu sinceritate vă mărturisesc aici că eu mă simt onorată că revista Banat mă publică. Doamna Voina! Eu ce pot să zic? Pot să zic că mă bucur foarte, foarte mult că ați pus foarte mult accent pe prietenie literară. Acesta este cuvântul cel mai potrivit în ce privește revista Banat. Dacă revista Banat cu numărul 1 al anului 2013 intră în anul 10 de apariție și eu am început să lucrez la ea din 2004, de la anul, din 1 ianuarie 2004, domnul și-au trecut 10 ani de apariție a revistei. Pentru mine este o împlinire fantastică. Normal că în 10 ani prietenii de suflet, îi respect pe absolut toți colaboratorii, pe toți scriitorii care au apărut în revistă. Mă bucur enorm și le mulțumesc tuturor celor care sunt aici. Mă bucur enorm că am avut posibilitatea să ne cunoaștem și din punct de vedere spiritual, creator, nu numai din punct de vedere sufletesc și al factorului uman, să zic așa. Ne mulțumesc tuturor celor care au scris despre mine în paginile acestei reviste, lui Cristi, domnului Bercea. Cum, dacă e Cristi, e și cum? Ore domnul Cristi, ore domnul Bercea. Nu-mi permit să fac așa. Laurențiu, tuturor celor care au scris despre mine, și Renus a scris, și... Noi suntem niște analfabeți la capitolul ăsta. Cine-i Remus? Vă mulțumesc foarte mult și pentru această delicatețe a intervenției. Este important să înțelegem că aceste două reviste dau o altitudine vieții culturale lugojene. Vreau să vă spun că nu numai Lugojul, ci și Caransebeșul s-a considerat capitala culturii bănățene. Orașul Caransebeș nu are nicio revistă. Lugojul are două și are niște oameni implicați în viața literară bănățeană, dar și fără secretări, rog foarte mult. Pe secolul 17, câte orașe aveau ce au luat care înțelepte? Școala de descălie. De asta trebuie să ne bucurăm De faptul că Lugojul își descoperă în fiecare dintre revistele, cele două reviste, rădăcinile. Mă bucur foarte mult de cărțile lui Dan Florița Seracin. El este cel mai lugojean dintre noi, are o profunzime, are un stil al apartenenței care ține de arborele genealogic. Încheiați dumneavoastră. Mulțumesc. Nu zic că dacă aveți puțin pic răbdare, v-aș citi o pagină de proză scurtă. Da. Teorie s-a cam făcut, haideți să vedem și ceva concret. O pagină, dar 3-4 minute. Desigur, repind o fațetă a scrisului meu, un domeniu, dar îmi face și o imagine.
Bătrânul profesor de istorie a scos iarăși 10 elevi la răspuns. Se înghesuie unul lângă celălalt în spațiul prea strâmb dintre tablă și primul șir de bănci. Deși se sesizează inconvenientul, bătrânul profesor nu renunță la modul său de a proceda. Nu mai vede și nici nu mai aude tocmai bine. În băncile prea îndepărtate ale clasei aflându-se, elevii știu de minune să profite de acest handicap al unui biet dascăl aflat la sfârșitul carierei. Copii, își spune, a fost și el cândva de vârsta lor. Cum a mai trecut timpul, domnule? Parcă mai ieri îl scota și pe el fie iertat un simu la răspuns în fața clasei. Făcea hască, era cel mai scund dintre vrăjganii dintre a 10-a. Nu mai vezi în clasă că e așa. Așa era pe atunci. L-a lăsat-o mai moale cu hazul când a fost singurul care i-a răspuns la întrebarea cine a condus invincibila armada. Cu toate că se învăța ceva mai mult, chiar și la istorie, pe vremea aceea. Profesorul își scrutează împățăceii cu ochii săi înguști mongoloizi. De la acești ochi se trage porecla Tamerlan. Cine a scornit-o, nu se mai știe. Generații de elevi au preluat-o de la înaintașilor. Și profesorul auzit de ea. Auzi tu, mai zice câteodată mirându-se, să-i spună lui Tamerlan că doar n-a îngrozit lumea ca pe rocile învigător al lui Bayazid Ilderim. Limează severitatea, e drept, ca orice profesor care se respectă. Măcar aparențele să fie păstrate, dacă nu altceva. Dar toată lumea știe că, de fapt, e pita lui Dumnezeu. Bătrânul dascăl alege cu grijă întrebările pe care le pune elevilor. E sfârșit de semestru. Nu-i face plăcere să lase corigenți. Teama din privirea unora dintre cei verificați îi indispune. E primul care răsuflă ușurat când poate obține răspunsurile dorite sau, mă rog, pe aproape. Clipa în care trimite pe tot la loc cu un gest larg însoțit de vatra aprecieri îi aduce și lui liniște în cuget. Se precipite să treacă notele în catalog când se sizează că unul dintre cei scoși la răspuns se încăpățânează să rămână locului. Pe mine, domn profesor, nu m-ați întrebat nimic, reclamă îndărătnicul. Așa par să stea lucrurile. Tamerlan e împădită în curcătură. Pe bine încearcă el să o dreagă, clipind mai des din ochii săi oblici, dar am văzut că știi. Am băgat de seamă că ai dat din cap când au răspuns alții. Elevul caută un semn de ironie pe chipul imobil al profesorului, nimic însă de plină seriozitate. Aveți dreptate, confirmele atunci pe un ton grav. De 3 ori am dat din cap până acum. Bătrânul dascăl rămâne câteva clipe cu stiloul în aer, de parcă n-ar fi înțeles spusele învățățelului său. Apoi se apleacă mai adânc asupra catalogului. Pentru prima oară, țăritul soneriei de pe coridor îi se pare peste măsură de strident. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă amintesc că în Lugăz era un mare profesor de istorie, Dan Popescu. Putem să spunem că această pagină de proză ar fi putut fi și o evocare a lui Dan Popescu. Domnul Simeon Danilă, veți fi dumneavoastră cu bevințul, dar vă rog să încheiați istoria noastră lugojenească. În primul rând, m-aș dori să mulțumesc tuturor celor care au vorbit despre noi, despre toți. Care am venit aici, acesta pe care vedeți, chiar din solidaritate născântoricească. Și în mod special vreau să-i spun mulțumesc domnului profesor Vasile Frățile. Verbul a mulțumit, după cum știți, vine de la expresia la mulți ani. Mulțumim, și trebuie să-i adresăm astăzi domnul profesor, fiindcă mâine este aniversarea dumneavoastră. La mulți ani! În rest, s-au spus câteva lucruri despre cartea asta. Nu spun, n-a spus nimeni de fapt că este un tratat, nu este un tratat de lingvistică, ea a fost, s-a născut chiar din polemica pe care eu am întreținut-o de-a lungul întregii mele vieți cu veleitarii care s-au pronunțat în domeniul acesta,
Ion Marina Almăjan este de față aici și știe cum am discutat când a apărut o carte despre limba dacilor, era directorul editurii Facla. Și a spus, eu nu o săptămână, cere scuze, sunt că regret. Atunci avea justificare și nu se pune problemă. Deci să vă am referat pe domnul Ariton în braciu. A făcut, i-a cauționat pe cei doi și a ieșit o carte pe Jena. Sigur, cu asta mă războiesc și cu alții de genul acesta. Și asta ar fi, cum să zic așa, latura care ar interesa în această carte. În rest, nu vă recomand această carte. Stilul este atât de arid. Nu e adevărat. Este captivant. Pentru domnul profesor care este în domeniu. Voi doi a trebuit să primiți de pe internet, circulă acum un text lansat de un tip care a lucrat mult, un cardinal la Vatican, despre adevărata limba dacilor. Limba latină a existat pe acest teritoriu înaintea limbii latine. La Universitatea de Vest știu mai multe lucruri decât la Vatican. Am rugat să vorbiți despre Lugojeni. Lugojeni, dragii mei, Dan Florica Seracini este Lugojeni, este colegul meu de bancă din universitate, la seminarii stăteam totdeauna în aceeași bancă, ne știm de foarte mult, am fost prieten și am rămas prieten, secretul acestei prietenii este că nu ne-am cerut niciodată unul altuia ceva. Dacă vrei să rămâi cu cineva prieten, nu-i cere nimic. Un proverb arab. Filistie. Nu-i cere nimic. Dacă el e adevărat prieten, observă când ești în Anglia și țară și de altfel. Nu-i cere. Că se strică prietenia la sine. Asta vreau să subliniez din caracterul prietenului. Prietenia aceasta și felul în care noi am reușit să ajungem la această vârstă în bune relații. Remus Georgian, Valeriu Remus, are două prenume latinești și un nume tot, nu Georgioni, cum ar spune alții. Georgion, nu Marconi. La Marconi, nu vreau coni, și Livoni, și așa mai departe. Este un sutix destul de plebeu, ca să noi să ne-l revendicăm acum. Numai aici și în țara Hasă, care ține de sub dreptul bănățat. Deci Remus Valeriu Georgion face un extraordinar acolo și felul în care el se sintonizează, se acordează la literatura modernă și în proză și în versuri. Iar cartea despre eu merita o discuție specială, este provedește și asta aplicat în lui spre speculația filozofică. Și o carte prea profundă, ca să, nu ca să o discutăm aici, dar ca să nu observăm lucrul acesta. Este Anghina. Este Anghina, evident că și-a arătat cariera, s-a spus clar aici. Și... Dar inginerii sunt astăzi peste tot, nu numai în literatură, avem în literatură, avem în învățământ. Și așa mai departe. Deci au dispoziții pentru multe domenii. Dacă ar fi să ne referim la fizicieni, mai vorbesc că ei sunt cei mai autorizați să facă filozofie.
Oricum, Cristi, linia face mult și prin emisiunile sale radiofonice și de la televiziunea uzogeană pentru a propaga imaginea culturii lugojene a scriitorilor care o fac acolo. Și lucrul ăsta, numai pentru ăsta ar fi trebuit să fie primit în lumea scriitorilor. Cât face el pentru restul culturii noastre. Adriana Weimer se confundă cu revista Banat. Deși ea are o poezie la parte și această poezie trebuie privită și este privită așa cum merită. Dar ce face ea la revista aceasta n-ar fi fost necesar să facă nimic. Și mă tem că va spune odată m-am săturat. Nu m-am săturat. Numai dacă nu mai pot. Era pe ce să știi. Ar fi fost o pierdere, fiindcă în momentul când ea se retrage de la revistă, toți ceilalți ne-am încreștea și ne vedem de revistă. Deci, pentru asta ridicăm un moment. Imaginația de celuia. Nu avem pe cineva? Acum, nu, cam așa. Mai avem pe Monica Rohan, să nu uităm, tot pe Lugojean. Ca și Cornel Ungureanu, care este Războiul Lugojean. Tot timpul uităm pe Monica Rohan, scuză-mă, deci știam atât de timișoreancă, încât Sibiu Crețu Orvițan mi-a tras atenția de vreo 5 ori că Monica Rohan, uite ce poetă avem noi la Lugoj. Așa că nu mai număra lugojeni, că până la urmă se descoperi jumătate din zare. Prin Nina Ceran, adică putem vorbi despre Ilie Chelaru, care nu are... Eu și sunt Nina Ceran, nu! Lugojan, nu, dar Ilie are o etapă biografică lugojeană. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că a existat atâtea orgoliu de capitală culturală la Lugoj cu două reviste. Trebuie să vă atrag atenția că Nina Ceran singură scoate două reviste și poate puneam două Orient Latin și Anotimpuri Literare. Vă rog să înțelegeți cine merită capitală culturală. Și mai spus și revista Țara Mehedințului. Dacă domnul George Schinte este aici, să spună când își lansează. Dacă nu, cartea aceasta a fost lansată luni de Buna Vestire la Capitol, dar miercuri vă invit la Palatul Muzeului de Artă, Palatul Baroc, la ora 17, pentru lansarea cărții de poeme, lăsit drag de cuvinte. Mulțumim foarte mult, vă rog, rețineți invitația pentru catolici, greco-catolice, vinerea neagră. Ei, suntem în apropierea. Nu știu, așa. Bine, atunci, catolici.